Scoate bine în partea dreaptă, să-l vedem pe Emegara cum joacă această fază. Centrare în care jocul continuă, cer penalti, centra Mioveni, gol! Gara spre Victoraș Iacob, între doi adversari, minge respinsă la marginea careului de Olteanu. Cristocea pentru Victoraș Iacob, gol! Cu 15 secunde înainte de finalul prelungirilor, Victoraș Iacob aduce egalarea, moment în care fundașii dacii Mioveni au sărit în fața arbitrului asistent Marcel Savaniu, solicitând o poziție de offside. No, nici vorbă. Nici vorbă de offside. Poziție corectă a lui Victoraș Iacob. Steaua egalează, făcând astfel ca, iată, nici în această partidă să nu fie condusă la pauză. O minge deviată cu călcâiul de Cristocea. Sprintaseră către centrul terenului și au lăsat în poziție ideală pe Cristocea și Dică. A fost o minge blocată de portarul Stanca. Zaharia, Goian, mingea rămâne la Steaua, șut, scoate! Zaharia blocat în fața porții de Olteanu. Cristocea, din nou minge scoasă, incredibil! Incredibil, ce fază! Dică pentru Goian, iată unde este fundașul central al Stelei. Din nou Dică, centrează pentru Cristocea. Iese Stanca și respinge. Vine acolo Rada, către vincul porții, din nou Stanca. Minge trimisă la bătaie pentru Victoraș Iacob, câștigă Dauda, duelul aerian. A fost fault, am avut impresia, lui Zaharia. Berbecar a lăsat jocul să continue. Cristocea centrează pentru Victoraș Iacob de la margine. Nu este gol! Este gol, a fluierat arbitrul Victor Berbecaru. Nu înțeleg ce se întâmplă. Cred că s-au oprit acolo jucătorii de la Dacia Mioveni. Steliștii se bucură pentru că în minutul 90 au marcat oare golul victoriei. Nu e, aici nu e nimic. Nu este offside. Nu este offside. Dar de ce s-au oprit jucătorii Daciei Mioveni? E posibil să se fie oprit la acel fault al lui Zaharia. Am avut impresia că a fost un fault al atacantului stelist la marginea careului advers. Nici hands, nici nimic. Poziție corectă a lui Victoraș Iacob, la fel ca și la primul gol. Este 2-1 pentru Steaua.